Charlie Chaplin spunea: o zi în care nu ai râs este o zi pierdută. Oamenii de știință susțin că fericirea depinde foarte mult de lucrurile mărunte din viața noastră. Psihologia afirmă că trebuie să zâmbim mai mult, iar de Ziua Internațională a Fericirii trebuie să fim mai optimiști, să zâmbim și să uităm de toate problemele. Această zi nu a trecut neobservată nici la Târgu Jiu. Copiii din școli și grădinițe au participat la o serie de manifestări pentru a marca această zi. Este Ziua Internațională a Fericirii, ați zâmbit astăzi? Da, da, da. Ce vă face fericită? Copilul, totul, totul. Ați mai auzit, știați că este Ziua Internațională? Da, chiar îmi povestea copilul că au făcut la școală diverse chestii interesante și au zâmbit, au strigat, suntem fericiți, îmi povestea de la școală. Da. Ce acțiune ați făcut astăzi la școală de Ziua Fericirii? Ne-am jucat, am primit fețe fericite și cam atâta. Tu ești fericit? Ce te face pe tine fericit? Școala și părinții. Fericirea diferă însă în funcție de vârstă. Odată cu trecerea anilor, fericirea oamenilor nu mai constă în lucrurile materiale sau spirituale, ci aceștia își doresc doar sănătate. Astăzi este Ziua Fericirii, ați zâmbit astăzi? Am zâmbit. La vârsta noastră zâmbim, dar zâmbim așa, mai puțin, că mai suntem mai cu una, mai cu alta, cu probleme. Știați că este Ziua Internațională? Da, de dimineață ascult asta, programul la radio și cam știm știrile, cam... Ce vă face pe dumneavoastră fericit? Ce să spun, acum ne-a făcut, acum mai puțin ne face, dar totuși să fim optimiști și să zâmbim în continuu. Copiii au fost încântați de activitățile organizate de instituțiile de învățământ cu ocazia Zilei Internaționale a Fericirii și spun că au învățat că trebuie să fie fericiți și să zâmbească pentru bunăstarea atât psihică cât și fizică. Astăzi este Ziua Internațională a Fericirii, știați? Da! Ați avut acțiuni la școli, ceva? Da! Eu am mers împreună cu clasa și am trimis o felicitare în diferite locuri, adică unui colegi în Bulgaria, la niște rude, și am trimis la sora mea în Irlanda. Ce te face pe tine fericit? Păi mă face când o văd lângă mine sau mă face când îmi cumpără mama în jucării sau... Asta ne face fericit. Pe tine ce te face fericit? Când stau foarte mult cu sora mea și... suntem așa apropiate. Ziua Internațională a Fericirii a fost stabilită de către Organizația Națiunilor Unite în anul 2012 și a fost celebrată în România pentru prima dată pe 20 martie 2013.